Bonjour, domnilor. Bonjour, mamzel. Luați distanța legală. Poftim, poftește, domnișoară. Cine vă recomandă? Cine să mă recomand? Vocea și talentul meu. O răspuns excelent. Cu ce începeți? Cu două rândunici. Le aveți aici? Care că sunt patru? Cele mari sau cele mici? Lăsați, vă rog să începeți. Două rândunici, două mari și două mici au trecut pe aici. Două rândunici, Stați, doi, stați, că noi vă înțelegem omenește, dar trebuie să ne înțelegeți și dumneavoastră pe noi. N-ați citit în anunț? Noi facem un turneu în străinătate. Tokyo, Japonia, ne trebuiesc numere rare, numere de atracție, număr frumos, un număr internațional, dacă vreți să spun așa. Apropo, știți step? Step. Sau brâu pe șase. Da, domnilor, știu să cânt. Am o diplomă de participare. Diploma nu cântă, domnișoară. Evacuați sala, încercați la operă. Știu să cânt, domnilor, dar vă rog, am și o diplomă de participare. Moment, lasă o octavă. De unde s-o iau? Da, juriu s-a zăpăcit, s-a lămurit. Gata. Marlene Dietrich. Cine vă recomandă? Familia. Tata, aici nu scrie unde ați studiat. Cu cine și la ce rezultate ați ajuns până acum? Scrie numai una, 100 lei. Puțin? Foarte puțin. Mă rog, cu ce începeți? O romanță. Zi. La umbra nucului bătrân, sub bolta înflorită, tu mă rugai să mai rămân, să te sărut o clipă. Și sub castanii înflorit. Ce facem cu ea? Nu, cu suta. O reținem taxă pentru răbdare. Telefon inventat de Cupidon. Nu e niciun Duduiță, Duduiță, dumneavoastră aveți treabă și noi vă reținem. Lăsați juriu să delibereze. Și noi mergeam amândoi. Mă duc. Mai multe.